totuși, posibil pot să fiu aruncat acum cu pietre sau cu alte aspecte, dar cred că totuși aspectele geopolitice, de obicei, ne plac ele sau nu ne plac, dar ele joacă un rol mult mai însemnat în soarta unor popoare, în soarta frontierelor și într-o oarecare măsură chiar a viitorului acestor popoare. Câteodată călcând peste niște simțăminte etnice, naționale și de altă natură, spirituale și așa mai departe. Deci mie totuși îmi pare că anume aceste aspecte geopolitice au fost mult mai însemnate decât aspectele naționale. Și cred că în acest moment acesta ar fi un moment în care istoriografia română și istoriografia ucraineană ar putea găsi un anumit punct de reper pentru o colaborare mai departe în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim lista celor care în programul de lucru al conferinței s-a încheiat, așa că aici și acum avem de toată plăcerea și bucuria de a oferi cuvântul directorul Institutului Bucovina de la Rădăuț pentru a face totalul de a spune despre realizările și perspectivele Institutului celor 25 de ani care au trecut de la înființare.